Ok, spuneți-ne care este situația în acest moment, ce zonă este afectată, ce se întâmplă în continuare? Deocamdată avem o zonă destul de determinată, o surpare, mai mult nu pare la prima vedere o alunecare. Clar avem de-a face cu o situație de urgență, am respectat toți pașii procedurali, în sensul că autoritatea locală a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, pentru că așa se face, pentru constatarea situației de fapt. Acum avem prezenți la fața locului lucrători de la Inspectoratul de Stat în Construcții, pe drum sunt experți de la DSU și urmează să vedem care sunt cauzele. Vă dați seama că în momentul de față, până nu se face o expertiză clară și până nu știm un motiv concret, nu ne putem pronunța. S-a decis evacuarea oamenilor? În momentul de față am luat, de fapt autoritățile locale și eu i-am sprijinit în această inițiativă, au luat decizia de a ruga locatarii din primele două blocuri afectate să părăsească zona, cel puțin până la momentul în care vom avea o situație sau un răspuns clar din partea specialiștilor. Okay, ce e afectat, practic? Asfaltul? Ce mai e în pericol? Deocamdată pe o zonă destul de largă avem surparea mare pe care o vedeți și dumneavoastră și câteva cratere micuțe sau crăpături, mai bine zis, micuțe de o parte și de alta surpării. Oamenii se plâng că de ani de zile există acest risc al prăbușirii din cauza galeriilor miniere aflate pe dedesubt. Există vreo hartă a acestor galerii? Se știe exact cât de mare este pericolul? Cu siguranță cei de la Salin au aceste hărți. Din prima discuție pe care am avut-o cu ei, exploatarea minieră este dincolo de râu, ceva mai departe. E de datoria noastră să nu excludem absolut nicio posibilitate, dar o să lăsăm specialiștii să se pronunțe. Se poate vedea pe dedesubt? Se poate face o cartografiere a solului? Se va încerca absolut orice demers care să ne lămurească și să luăm cea mai bună decizie. Vă dați seama că nu este foarte confortabil să anunți oamenii că trebuie să-și părăsească pentru 10 minute sau pentru o lună locuința. Cam cât s-a lăsat terenul? Știi cum? Undeva la 2 metri. Rețeaua electrică este afectată? A fost afectată rețeaua electrică, sunt colegii noștri de la Electrica care iau măsurile în momentul de față. Adică a fost oprit curentul? Da. Ok. Bine.